Data de 10 iunie va rămâne în memoria națională drept ziua rușinii pentru România. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirila a postat un mesaj dur pe pagina sa de socializare după ce Planul Național de Redresare și Reziliență al României a primit foarte multe critici și observații din partea Comisiei Europene. După această umilință, parlamentarul social-democrat cere de urgență demisia actualului guvern. Comisia Europeană a respins din nou Planul Național de Redresare și Reziliență al țării noastre. Am văzut că ați postat un mesaj acid pe pagina dumneavoastră de socializare. Despre ce este vorba? Bună ziua, în primul rând, da, am postat pe pagina, pe pagina mea de socializare. Este vorba de rușinea prin care România a trecut ieri, în data de 10 iunie. O rușine care cred că va rămâne memorabilă și, și istorică pentru noi toți români și pentru toată țara noastră. Este păcat ce s-a întâmplat ieri. Ieri, data de 10 iunie, planul de redresare și reziliență a fost respins României. Atât au putut guvernanții noștri să facă. Acest guvern, PNL, USR Plus, care s-au tot lăudat și s-au tot fofilit, să spunem așa, pe acest plan de redresare și reziliență, încă nu au reușit să întocmească un plan bun de redresare și revenire pentru noi toți, românii, pentru România. Este păcat ce s-a întâmplat în țara noastră, este păcat că de la 80 de miliarde de euro cât trebuia să fie acordate României prin respingele succesive pe care acest guvern le-a primit de la Uniunea Europeană, am ajuns la 30 de miliarde. Iată că guvernanții noștri, nici măcar acești 30 de miliarde de euro, nu sunt în stare să ia. Este rușinos și urât ce se întâmplă pentru noi, pentru țara noastră, pentru români, fiindcă avem un guvern care nu este în stare să ia niște bani de la Uniunea Europeană, care și așa, din jumătate din ei, sunt împrumutați social Socialdemocratul a criticat dur comportamentul fără nicio urmă de transparență a actualilor guvernanți. Parlamentarii nu au fost informați de prevederile Programului Național de Reziliență și Redresare și nu au putut să aducă modificări, presa fiind singurul mijloc prin care au fost făcute publice informațiile din acest program. Iată cum noi, parlamentarii Parlamentului României, suntem informați, adică nu au fost prezentate planurile de stare și reziliență în plenul Parlamentului, deși au venit să-l prezinte, iar toate de subtul acestuia le aflăm din presă. Așa suntem noi parlamentarii acestei țări informați de Guvernul României, care se presupune că este executivul Parlamentului. Comisia Europeană a transmis o serie de observații Guvernului la Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt mai multe capitole unde oficialii europeni solicită informații suplimentare sau despre care spun că nu au fost trimise date suficiente și documente justificative. Spre exemplu, din documente reiese o informație incendiară, aceea că, pentru o persoană, un trei este 133.000 de euro. Avem 29 de pagini, 29 de pagini de comentarii și uh, lucruri pe care aceștia nu au făcut. De ce nu au făcut bine? Fiindcă au vrut să-și umple buzunarele lor. Au vrut să-și umple, așa cum constată uh, și Comisia Europeană, și sunt date și în informații din toată presa, în care noi, Spre, poate pare amuzant, dar așa aflăm lucruri despre acest plan de redresare și reziliență, au vrut să facă training-uri de 133.000 de euro pentru o persoană. Și să nu uităm că, tot în acest PNRR, există o atribuire fantastic de, de mare de 585 de milioane de euro către un mare sponsor sau sponsor principal, să-l numim așa, al PNL-ului din toate campaniile din anul anterior. Este rușinos, dragi români, de asta se întâmplă ce se întâmplă și de asta noi acești bani nu îi primim de la Uniunea Europeană. Nu-i primim fiindcă nu avem niște guvernanți capabili. Deputatul PSD Mehedinți al închirilă și-a pierdut răbdarea cu actuala guvernare care aruncă în haos România și cere de urgență demisia actualului guvern. Cer demisia acestui guvern de urgență fiindcă așa nu se mai poate. Ne-au dus la sapă de lemn, nu mai merită să stea la, la cârmuirea acestei țări nu știu să gestioneze banul public, nu știu să gestioneze banii pentru români. Au uitat cine a trimis acolo, au uitat că ei trebuie să lucreze, să se exercite mandatele pentru românii care i-au trimis în guvernul României. Este rușinos ce se întâmplă. Cer demisia guvernului de urgență. România se află într-o situație critică, iar Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul care putea salva țara noastră, este transformat de actuala guvernare într-o vacă de mulți pentru clientela politică și pentru firmele care au sponsorizat partidele de guvernare în campaniile electorale.